Bătaie generală în Parlamentul Georgiei. Violențele au izbucnit în timpul dezbaterilor privind legea agenților străini. Liderul partidului, Visul Georgian, promotor al acestei legi, a fost lovit de unul dintre parlamentarii opoziției. Bătaia a pornit în Parlamentul Georgian chiar în timpul dezbaterilor legii privind agenții străini, iar în imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede momentul în care liderul partidului Visul Georgian, care a și propus această lege, este lovit cu pumnul în față de unul din reprezentanții opoziției de la Tbilisi. Criticii acestei legi susțin că reglementări similare sunt și la Moscova, unde sunt folosite pentru a închide gura opoziției. Mai exact, proiectul prevede ca organizațiile care acceptă fonduri din străinătate să fie nevoite să se înregistreze ca agenți străini. Parlamentul a respins acest proiect luna trecută după un an de proteste împotriva legii, însă partidul insistă să-l pună din nou pe ordinea de zi. În contextul în care Georgia are statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, blocul comunitar a avertizat că proiectul nu este compatibil cu valorile europene, care prevăd pluralismul, toleranța, justiția, solidaritatea, nediscriminarea și egalitatea. După ce partidul Visul Georgian a anunțat reintroducerea proiectului legislativ pe agenda de vot, sute de oameni au protestat în fața Parlamentului Georgian împotriva acestuia. Ახტინეს ჩვენი დისკრიმინაცია, ალემ შენობა შეუშვეს ხოლო ტელემედია და ჩვენ გვიწოდეს რადიკალები. Are da პირველ რიგში ეს რუსული კანონის სწორედ ონლაინ მედიას ქვეხება. ჩვენ გვარქმევს აგენტებს იძულებით და წესით უნდა მოესმინათ ჩვენთვის და არც აქ მყოფი ჩემი არც ერთი კოლეგა. ამიტომ ქართული ოცნებას ურჩევია არ მიიღოს ეს კანონი მეორედაც გაიწვიოს და გაათლიოს აქედან წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს რაც კანონით შეგვიძლია ვიდრე ცოცხლები ვართ რომ ეს კანონი არ მივაღებინოთ და რუსეთი საქართველოს არასოდეს გახდეს რუსეთი.